Portalul informațional noi.md vă prezintă o selecție a celor mai importante evenimente ale săptămânii curente. Luni, primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, i-a cerut directorului parcului urban de autobuze, Iacob Capcelea, să-și depună cererea de demisie. În replică, Capcelea a spus că nu este cazul să plece din funcție. Totodată a fost anulată restricția de a fuma în raza de 10 metri de la intrare în încăperi. Două tineri au ajuns la spital în urma unor intoxicații acute cu medicamente. Deputatul Sergiu Ceauș a anunțat că părăsește fracțiunea PLDM și devine deputat neafiliat. Premierul României, Viorica Dăncilă, a anunțat că va întreprinde o vizită în Republica Moldova pe data de 27 februarie. Membrii unei organizații criminale au fost reținuți fiind acuzați de șantaj. Mai multe obiective istorico-culturale din Chișinău vor fi iluminate. Marți, recent numit în funcția de director SIS, Vitalie Pârlog, a solicitat Parlamentului inițierea procedurii de demisie din funcție. Cauza penală în dosarul minei de la Pașcani a fost expediată în judecată. Prețul carburanților a scăzut cu 5%. Permisele de conducere obținute fraudulos ar putea fi retrase. Curtea de apel a declarat ilegal contractul primăriei Chișinău privind parcările cu plată. 5 persoane din cadrul primăriei au fost audiate de CNA în dosarul legalizării construcțiilor autorizate și neautorizate. Petru Ursache a demisionat din funcția de judecător și vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție. Numărul localităților care condamnă unionismul a ajuns la 217. A fost anunțată o posibilă revenire la Moscova a ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguța. Miercuri, la München, a avut loc inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Moldova în statul liber Bavaria. O elevă de la liceul Vasile Lupu a sărit în gol de la etajul 2. Primarul interimar al capitalei a numit un nou director la regia Autosalubritate, iar directorul întreprinderii municipale, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, și-a depus demisia. Congresul SUA a înregistrat o rezoluție privind Moldova, prin care susține alegerea Moldovei de asociere la UE și cere Rusiei să-și retragă trupele din stânga Nistrului. Iurie Leancă s-a întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis. Ministerul Educației propune majorarea burselor cu 5%. Moldova a urcat în clasamentul indicului percepției corupției. Numărul turiștilor care aleg să vină în Moldova este în creștere. La alegerile parlamentare din acest an va fi testat în premieră votul prin internet de la distanță. Joi s-a aflat că Consiliul UE pentru Afaceri Externe va discuta despre situația actuală din Republica Moldova în cadrul unei ședințe la 26 februarie. Președinția va solicita Guvernului și SIS-ului să investigheze activitatea și legalitatea acțiunilor Consulului României Mihai Baciu. După următoarele alegeri parlamentare, în legislativ ar putea fi implementat votul electronic. Parlamentul a aprobat demisia directorului SIS Vitalie Pârlog, dar și extinderea termenului de valabilitate al pașapoartelor. Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei, și-a încetat calitatea de membru al guvernului. Vineri, Chirtoaca a fost mustrat de Candu. Acesta i-a cerut fostului primar să-și ceară iertare în fața chișinăuienilor. Igor Dodon le-a conferit distincții de stat veteranelor forțelor armate. Parlamentul a revotat o lege întoarsă de Dodon. Tot în Parlament, vineri, au avut loc discuții aprinse de Ziua Armatei Sovietice. Moțiunea împotriva lui Gaburici a fost respinsă, iar o deputată PLDM spune că a fost amenințată. Andrei anunță când și cu cât s-ar putea ieftini gazele naturale. Tot vineri, pompierii au intervenit în forță pentru salvarea a 9 persoane la Căușeni.